Săptămâna trecută, constructorii de la stația de tratare epurare nu au putut lucra decât la interioare, deoarece temperaturile scăzute nu au permis realizarea de execuții în afară. În mai multe rânduri, municipalitatea a solicitat firmei de consultanță să verifice activitatea constructorilor spanioli, având în vedere faptul că la această componentă întârzierile sunt semnificative și încă nu au fost clarificate toate chestiunile legate de proiectare. Începând însă de săptămâna trecută, primarul municipiului Suceava Ion Lungu a hotărât să facă și un comandament separat pentru această componentă. Voi merge o dată pe săptămână acolo la fața locului, pentru că sunt lucrările cele mai de amploare astăzi în cadrul proiectului ISPA și cele mai rămase în urmă. Nu pot spune că am fost pe deplin mulțumit, dar nici total nemulțumit. Se lucra în ritmul în care se putea, pentru că era foarte frig afară, nu se putea lucra la partea de rețele exterioare, la partea de cabluri, dar se lucra înăuntru și cât de cât am găsit lumea pe poziții, ca să spun așa. Deci voi merge o dată pe săptămână și voi face un alt comandament separat la fața locului, la stația de tratare epurare.